Viorica Dencil știe momentul demisiei, în momentul în care. Chiar dacă președintele Klaus Iohannis o vrea plecat de la Palatul Victoria, premierul Viorica Dencil spune că nu are de gând să demisioneze. Dar, o va face dacă va dezamăgi, nu va putea aplica ceea ce e în programul de guvernare. A spus-o într-un interviu la România TV, acordat lui Victor Cintacu. Victor Cintacu, ați avut vreun moment de când sunteți aici la Palatul Victoria să ajungeți acasă, se zice ce bei, îmi bag picioarele. Las pe altul să fie alții mai de subliniere tăci decât mine. Viorica Dencil, nu. Nu, pentru ce atunci când am devenit premierul României mi-am propus ca acest mandat să le duc la cap pe sublinierei tot ceea ce am promis să devin realitate. Atunci, de fiecare dată mă gândesc la ceea ce am promis sublinierei la faptul ce nu trebuie să dezamăgesc. În momentul în care voi dezamăgi, acest lucru cred că va fi cea mai mare lovitură pentru mine. Nu vreau să dezamăgesc. De fiecare dată mă gândesc ce trebuie să merg mai departe, nu mă uit niciodată înapoi sublinierei, mă uit spre viitor sublinierei înspre ceea ce trebuie să fac. Victor Cintacu, aveți ambiție, aveți nervitar, doamnă. Viorica Dencil, a sublinierea sublinierei trebuie, domnule Cintacu. Victor Cintacu, eu vă mulțumesc mult pentru ce ne-ați oferit interviul sta. Ce se vă zic punct succes sublinierei ce po subliniere mie, ce asta vede ce o aveți sublinierei după părerea mea e necesar. Viorica Dencil, domnule Cintacu, sunt un om puternic, chiar dacă mulți au spus ce sunt femeie. Sunt un om puternic. Un om hotărât sublinierei care vrea să fac lucruri bune sublinierei voi face acest lucru. A fost schimbul dintre cei doi?